Cea mai puternică armă folosită până acum în războiul din Ucraina a fost lansată de ruși. Este vorba despre o rachetă balistică intercontinentală. Rusia atacă în premieră cu această armă, după cum vă spuneam. Atacul a fost lansat ieri, după amiază, în regiunea sudică, se numește Astrahan, această regiune, în timpul unui atac asupra Ucrainei, efectuat și în cursul dimineții, după cum anunță forțe aeriene ale Kievului. Este, după cum spuneam, o premieră. Niciodată până acum, Rusia n-a mai folosit o rachetă atât de puternică. O rachetă cu rază lungă de acțiune, un răspuns la utilizarea de către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune de producție americană, dar acele rachete ajung la o distanță maximă de 300 de kilometri. Aceste rachete balistice intercontinentale folosite de ruși au o rază de acțiune de mii de kilometri și pot fi utilizate pentru lansarea de focoase nucleare. Pot avea, de asemenea, focoase convenționale. Dar cel mai bine ne poate explica domnul general Virgil Bălăceanu, aflat în legătură telefonică directă. Bună ziua, domnule general! Mulțumesc foarte mult pentru prezență! Bună ziua, cu plăcere! Îl salut și mulțumesc mult lui Dorin Popescu, analist de politică externă, fost diplomat. Vă mulțumesc mult, domnule Popescu, și dumneavoastră. Domnule, bună ziua și eu vă mulțumesc! Domnule general, explicați-ne de ce sunt atât de periculoase aceste rachete lansate pentru prima oară de Rusia în ultimele ore. Ar fi periculoase dacă ar avea încărcătură nucleară. Dar dacă s-a folosit, încărcătura a fost convențională și nu știm exact ce cantitate de explozibil au avut. Nu știm dacă racheta este de tipul rubej și dacă au folosit și o bombă glisoare de tip avangard. Da, o folosesc pentru prima dată, ei au folosit, deși folosesc toate rachetele intercontinentale, atunci când au exerciții de instruire a forțelor nucleare strategice și când testează aceste rachete, sigur, pe distanțe foarte lungi, folosind poligoane din interiorul Federației Ruse. Este o demonstrație de forță, dar nu suntem nici de cum la un pas de un război nuclear. Pe de altă parte, poate să fie și un dezavantaj pentru Federația Rusă. Pentru că dacă vor mai folosi asemenea tipuri de rachete, sigur cu lovituri convenționale, și ele vor fi nimicite de către apărarea antiaeriană și antirachetă a ucrainienilor, înseamnă că au o vulnerabilitate mare rușii dintr-o asemenea perspectivă. Deci trebuie să vedem la un moment dat și jumătatea plină a paharului sisteme de apărare antiaeriană, nu neapărat cele care sunt dislocate, că nu vor fi folosite la Deveselu sau mai recent în Polonia, vorbesc de cele care sunt dislocate pe teritoriul Ucrainei și mă gândesc în primul rând la sistemele Patriot, dacă vor fi folosite și vor reuși să nimicească o asemenea țintă, înseamnă că Patriotul este un mijloc de apărare antirachetă extrem de eficient, iar rachetele lor intercontinentale au probleme din punct de vedere al pătrunderii și al lovirii țintei, a pătrunderii în spațiu aerian al adversarului. Nu mi se pare că ajungem la o escaladare, ci doar la o demonstrație de forță. O demonstrație de forță care ar putea să aibă consecințe și ar putea să reseteze acest joc strategic devenit foarte periculos în această săptămână. Domnule Dorin Popescu, ne aflăm la sfârșitul unei săptămâni în care s-au marcat premiere. O mie de zile de la începutul acestui război și deja ucrainienii au folosit aceste rachete ATAC MS de fabricație americană cu rază lungă de acțiune, dar care pot ajunge, după cum spuneam, la maximum 300 de kilometri. Rușii vin cu această rachetă balistică intercontinentală extrem de puternică și de periculoasă. E o săptămână care a resetat ofensiva pe frontul din Ucraina?
Aș spune că nu. Sigur că au fost marcate câteva premiere, dar încă ne aflăm în interiorul același paradigme de ducere a acțiunilor de luptă. Dacă luăm în calcul două elemente, aș propune să fie luată în calcul aici, mesajul și impactul. Mesajul și impactul. Mesajul este clar. Acțiunea noastră reprezintă un răspuns la acordul dat de Statele Unite cu privire la utilizarea armamentelor livrate de Statele Unite Ucrainei spre a se lovi ținte militare sau de infrastructură hibridă aflate mai în profunzime în teritoriul Federației Ruse. Iar noi, Moscova, venim cu această măsură de răspuns cu utilizarea în premierea unei rachete intercontinentale în războiul împotriva Ucrainei. Acesta este mesajul. Mesajul implicit este firesc, abțineți-vă, nu utilizați în mod excesiv, dacă vreți, exagerat armamentele de care dispuneți, pentru că noi avem un arsenal militar superior de răspuns. Acesta este mesajul de inhibare, de intimidare, de șantajare. Bun, care vor fi consecințele? Pur și simplu părțile vor continua. Respectiv, Ucraina va continua să utilizeze armamentele americane spre a se lovi ținte militare și de infrastructură hibridă, de infrastructură critică de pe teritoriul Federației Ruse. Sunt convins. Există probabilitatea ca în perioada următoare Ucraina să primească acordul și altor aliați și parteneri externi pentru utilizarea armamentelor lor din partea Marii Britanii și Franței, în special pentru utilizarea armamentelor de proveniență britanică și franceză spre a se lovi ținte militare și de infrastructură critică de pe teritoriul Federației Ruse, după cum Federația Rusă va utiliza în continuare rachete intercontinentale care vor avea un impact, și aici ajungem la a doua dimensiune, un impact limitat asupra distrugerii unor obiective militare sau de infrastructură critică din Ucraina. Impactul este limitat pentru a realiza valoarea militară, valoarea propriu-zisă pe teren este minimă, pentru că același impact ar fi putut obține Federația Rusă și cu ajutorul armamentelor convenționale din categorii inferioare celor din categoria rachetelor balistice intercontinentale. Deci ceea ce vreau să spun aici este că contează doar mesajul. Și mesajul și acesta, în pură tradiție rusească, și acest mesaj a fost ambiguizat în sensul neasumării utilizării acestor categorii de armamente la nivelul administrației prezidențiale și al ministerilor de linie din Federația Rusă. Federația Rusă nu și-a asumat, iată, responsabilitatea explicită publică în spațiul public a utilizării unor astfel de categorii de armamente, ambiguizând această măsură de răspuns. Asta înseamnă că ceea ce contează pentru Federația Rusă în momentul de față este mesajul. Într-adevăr, există riscul ca aceste rachete să poată fi focoase nucleare, dar suntem în continuare destul de departe de momentul acela riscant în care o astfel de rachetă ar putea să transforme o focată nucleară în cadrul unei escaladări majore și necontrolate a războiului din Ucraina. Generalul american în rezervă Ben Hodges, l-am mai citat și cu alte ocazii, este fostul comandant al trupelor Statelor Unite în Europa, spune într-un interviu că deja Rusia este într-un război cu Occidentul, că se numește al treilea sau al patrulea război mondial, spune Ben Hodges, ei sunt în război cu noi, chiar dacă nu vorbim despre un conflict tradițional, clasic, cinetic, în care să vedem nave, avioane sau tancuri. Împărtășiți acest punct de vedere, domnule Bălăceanu? Deloc. Dacă am fi într-un război mondial, ar însemna că forțele de ambele părți sunt deopotrivă în acțiuni militare. Sprijinul din punct de vedere al echipamentelor militare și al munițiilor pentru frontul ucrainean este similar sprijinului nord-corean și iranian pentru partea rusă. Nu putem privi lucrurile ca și un război mondial. Avem aspecte de internaționalizare, dar nu de escaladare, inclusiv prezența, să vedem când va fi confirmată, a trupelor nord-coreene în bătălia pentru Kursk. Însă trebuie să privim mai atent folosirea rachetelor intercontinentale de către ruși, dacă au făcut-o, pentru că regula jocului față de Statele Unite este ca atunci când lansezi o rachetă balistică intercontinentală, fie ea
cu scop de exercițiu, notifici Statele Unite. Pentru că altfel ești în pericol de a primi un răspuns. Eu nu știu în momentul în care ai lansat o rachetă balistică intercontinentală că nu are ogivele nucleare instalate. Și aici lucrurile urmează să fie analizate. Pe de altă parte, monitorizarea armelor nucleare strategice de toate tipurile este făcută foarte strict de Statele Unite prin comandamentul de apărare antirachetă din zona de nord a Statelor Unite. Și datele respective cred că au ajuns acolo. Este până la urmă și o deconspirare a modului în care operezi rachete de acest tip. Noi am primit informația doar din partea ucraineană că au folosit rușii o rachetă intercontinentală. Rămâne însă să vedem ce înseamnă poziția Statelor Unite și mai ales poziția nu neapărat. Ea va apărea a generalitatea președintelui Biden, dar a viitorului președinte, viitor în sensul în care se va instala la Casa Albă pe 20 ianuarie, Donald Trump. Ori lucrurile acestea vor complica perspectiva încetării focului și semnarea sau un armistițiu, da? Semnarea unui armistițiu de ambele părți, cu o probabilitate, din punctul meu de vedere, foarte scăzută. Dar noi excludem. Ca atare, până când nu ni se confirmă, mai ales de către NATO și Statele Unite, că într-adevăr s-a folosit o rachetă intercontinentală, este nevoie să mai avem puțin tică răbdare, cum ne-ar spune Nenea Iancu. Adică lucrurile trebuie să le luăm ca și folosire, însă trebuie să fie confirmate. Pe de altă parte, este complicat din partea Federației Ruse să amintească acest lucru prin completarea sau să precizeze că prin completarea doctrinei nucleare a Federației Ruse, eu pot să folosesc un răspuns nuclear în momentul în care se folosesc arme convenționale. Atunci, în aceeași măsură, și celălalt posesor de arme nucleare, tactice și strategice, poate să folosească împotriva mea, Federația Rusă, aceleași arme nucleare strategice în condițiile în care eu, Federația Rusă, folosesc doar armamentul convențional. Până la urmă, chiar dacă nu asistăm la o escaladare legată de un posibil autodistrugător război nuclear, poziția Rusiei din punctul acesta de vedere va suscita numeroase semne de întrebare, inclusiv din partea Chinei. Vom vedea însă ce informații primim din acest punct de vedere. Ungaria, repet, însă, folosirea rachetelor nucleare strategice, a celor intercontinentale, este strict monitorizată de către Statele Unite, în mod deosebit. Și în momentul în care nu am date asupra țintei și a fost lansată racheta respectivă, eu activez capacitatea de răspuns. Iar activarea capacității de răspuns nu înseamnă armă convențională, ci armă nucleară tactică, adică armele care au ogivele nucleare asupra lor, pregătite pentru răspunsul de represiune. Mai lovit nuclear, te lovesc nuclear. Ai ales o țintă de pe teritoriul meu, în următoarele 10 de minute, o țintă de pe teritoriul tău va fi lovită nuclear. Ungaria a anunțat... Lucrurile se complică pentru Putin și nu neapărat pentru lumea occidentală, pentru că avem o capacitate de răspuns extrem de mare. Sigur că noi discutăm în termenii descurajării și nici de cum în termenii unui război nuclear. Fie vorbind nu de armele nucleare strategice, chiar de armele nucleare tactice. Domnule Popescu, Ungaria a anunțat că instalează un sistem de apărare antiaeriană la frontiera cu Ucraina.
Este o decizie care vine după ce Victor Orban a convocat Consiliul de Apărare zilele trecute. Maghiarii se tem de amenințarea escaladării războiului dintre Rusia și Ucraina și susțin că este mai mare decât oricând. Cum vedeți această mobilizare? În ceea ce privește România, în ceea ce privește Polonia, în ceea ce privește țările baltice, au fost adoptate măsuri de consolidare a capabilităților militare de-a lungul acestei perioade de peste 1000 de zile de la declanșarea invaziei pe scară largă. Ungaria a trăit într-o stare de, s-a complăcut într-o stare de dulce farniente, gândindu-se că lucrurile pot duce la escaladări exclusiv controlate. Deci România, Polonia și alte țări au adoptat deja măsuri de consolidare a capabilităților militare și a spune că din acest punct de vedere Ungaria doar încearcă să recupereze un decalaj care a existat în defavoarea sa, pentru că Ungaria nu își va fi luat, foarte probabil, din vreme, măsuri similare de consolidare a capabilităților militare. Faptul că Ungaria vede abia acum necesitatea adoptării unor astfel de măsuri, eu nu cred că trebuie să fie o premisă necesară și suficientă pentru ca România, Polonia și alte state membre NATO de pe această linie să adopte în continuare noi măsuri de consolidare a capabilităților militare suplimentare celor deja adoptate. În acest sens, este însă sigur că în perioada următoare Federația Rusă se va folosi de actuala fereastră de oportunitate cât va mai rămâne ea deschisă spre a încerca să folosească întregul său arsenal militar convențional pentru convenționat pentru a obține victorii cel puțin de ordin tactic pe câmpul de luptă, pentru că această fereastră de oportunitate s-ar putea închide în primăvara anului viitor, când accentul se va muta de pe ducerea ostilităților pe câmpul de luptă, se va muta dinspre câmpul de luptă pe frontul politico-diplomatic, se vor multiplica foarte mult formatele de dezbatere, de consultare și de negociere a unei soluții politico-diplomatice. E adevărat că simultan cu ducerea în continuare a pe câmpul de luptă, dar accentul se va muta pe identificarea unei soluții politico-diplomatice, poate de aici și efortul Ungariei spre a fi mai vizibilă în plan regional și în fața partenerilor săi de la Washington în noua relație bilaterală dintre Ungaria și Statele Unite. Ungaria face efortul să fie mai vizibilă pentru ca rolul său în poziționările și în formatele de consultări, de dezbatere, de consultări, de tatonări și de negocieri să fie unul sporit în mod substanțial în lunile ce vor urma. România și Statele Unite au semnat protocolul privind achiziția 32 de avioane de luptă invizibile F-35. Este un protocol care a fost semnat ieri, domnule Bălăceanu. E un moment pe care îl așteptam de foarte multă vreme. Ca să înțeleagă oamenii, ce înseamnă achiziționarea acestor avioane? Înseamnă capabilitatea forțelor aeriene redutabilă. Dar nu se rezolvă problema apărării spațiului teritorial, aerian, maritim, fluvial al României doar prin escadrile de F-35. Deci noi trebuie să vedem cum înzestrăm armata României, cum refacem rezerva armatei României, cum restartăm industria de apărare ca la nevoie să poată să treacă la o industrie de producție de război. Repet, nu o să fie un panaceu achiziționarea adevărată a unor aparate de luptă extrem de performante. Ele nu pot să ducă tot tipul de misiuni sau toate tipurile de misiuni. În Ucraina se folosesc pe scară destul de redusă mijloacele aeriene. România trebuie să se înzestreze cu mijloace de apărare antiaeriană și antirachetă la toate nivelurile. Nu putem rămâne doar la Patriot și la Hawk. Trebuie să achiziționăm sisteme de apărare antiaeriene cu bătaie apropiată, cu rază foarte scurtă și medie. Trebuie de asemenea să ne îmbunătățim dotarea din perspectiva acțiunilor antidronă, pentru că dronele reprezintă o amenințare, mai ales dronele în derivă. Problema apărării României trebuie să fie văzută într-un sistem integrat și complementar NATO, nu invers. Pe de altă parte, trebuie să reținem că Ungaria are un program de înarmare destul de consistent.
dovadă că și-au achiziționat un batalion de tancuri Leopard de ultima generație, că trec împreună cu cei de la Rheinmetall să producă mașina de luptă a infanteriei Lynx și mai sunt și alte achiziții și în ultimul rând sunt înaintea României pentru că și-au constituit pe baza rezervei voluntare batalioane de trupe teritoriale, au un comandament al forțelor teritoriale, comandament care în România lipsește. Să nu credeți că Ungaria, bazându-se pe această prietenie, și nu cred că exagerez când spun prietenie între Orban, Victor Orban și Putin, nu-și mărește și întărește capacitățile de apărare. Mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră. Facem o foarte scurtă pauză. Ne întoarcem cu imagini interesante din această campanie electorală, ce nu s-a văzut. Un reportaj, un documentar publicat de Recorder. În această dimineață vă arătăm imagini foarte, foarte interesante, în câteva minute. Ce nu s-a văzut în această campanie, un reportaj Recorder publicat în această dimineață. Reportaje Recorder au făcut în această perioadă milioane de vizualizări. Urmărim și noi ultima producție Recorder postată în această dimineață, câteva minute. Am venit pentru slujbă. Mulțumesc. Dacă ați fi acceptat prețul OMV-ului, ar fi dăunat economiei. Mulțumesc. Nu? E bine atunci. Spune că v-a făcut loc acolo sus. Eu sunt printre oameni. Bună ziua, domnul președinte, bine ați venit la Iași. Lucrez la primărie și nu puteam lăsa ocazia să mă îmbrățișez. Să aveți o zi minunată și să știți că Iași foarte mult. Toate azi sunt foarte mult și tot ce vă doriți. Votați contra Jur. Votați. Pozați contra Jur și nu mai este. Jos PSD-ul! Aici e la Parascheva. Bătăușul ăsta care bate în Parlament și bate în peste tot. Pirea dracolo cu aurul. Da, sârmările acum, iată-și. Dar nu cum ce e? Azi îl cuie. Cum, bătăuș așa ca Simion? Ciolacu ca să fie președintele României. Tot ce e mai bun. Ce să recomand? A fost ales, mi se pare corect. A fost președintele nostru. Băiat deștept. A făcut ceva pentru români. Profesionalism. Și altceva. Că eu. Marcelai. Băi, sunt mândru că am un președinte în camaratul de acolo. Acum e cu ocazie să fac politic, nu știu dacă sunteți politic, cum să spun eu, îți dă o saltea tipul muză, îți dă, nu știu ce, chiar m-a sunat o colegă, fată, ți-a dat ăștia de la Euro saltea, că era pe Facebook, hai mă lăsați, nu-mi place chestia asta, bă, ai avut un sac de ciment, lasă-l aici la poartul omului, lasă dincolo un căldare de var sau ce trebuie și du-te dacă nu vrei să faci campania electorală, dar tu vii și filmezi orice. Nani, hai, mă mai arată să uitați la două conum. Bună seara, dragi prieteni, de aici, din tabăra de lucru pentru sinistrații din Comuna Pechea, județul Galați. Sinistrați pe care Claus Iohannis nu are ochi să-i vadă. De la Pechea din Arai, Simion în turul 2! Bine ați venit, Donald! Gata. Lăsați-ne. Gata. Puteți să mă duc la o altă întâlnire.
Și după dumneavoastră, tot ce se întâmplă. Doar două minute să lămuriți câteva aspecte legate de niște legături pe care le-ați avut în trecut, nimic mai mult. Dragul meu, rezolvați și legăturile pe care le aveți voi în alte zone. Da, noi suntem jurnaliști și ne facem meseria. Bănuiesc că nu e o problemă să discutăm cu dumneavoastră sau să vă adresăm întrebări, domnule Geoan. Doar fi normal să... Ca oricărui candidat. Păi nu ne lăsați să facem și nouă două poze. Păi aveți loc în... Poate dumneavoastră la USR. Da. Poate mă trezesc fără că n-aveți loc în agenda. Atunci la o cafenea, la McDonald's, ca mă se practică. Da. La Purtea se practică, dar nu Deci aș propune lui Nicușor, pentru că el a dat deja semnalul, să propună trei case de sondaj, de sondare, să facem trei sondaje diferite și candidatul de dreapta care stă cel mai bine să fie cel care să candideze pentru prezidențiale și ceilalți să vină în spatele lui. Spun că ne aflăm la începutul campaniei electorale. În acest moment, Partidul Național Liberal își va duce candidatul în fundul lui. Ciucă. Sunt om la 74 de ani, dacă se înregistrează chiar, vă rog. Am luptat la Revoluție, pensionar, și sunt dezamăgit, complet. Toți promite până se vede acolo. În momentul când s-a văzut acolo, a uitat de ăștia care am votat. Un nou val de scumpiri la sfârșitul acestui an, chiar în perioada sărbătorilor și perspectiva anului viitor în care plafonarea prețului energiei ar trebui să dispară este una preocupantă. Marcel Ciolacu face un anunț în legătură cu plafonarea. Îl ascultăm. Pentru români, însă cel mai important este să le spunem că avem suficiente stocuri ca să trecem cu bine această iarnă. În plus, avem acum prețuri plafonate la energie și gaze și prelungim în continuare plafonarea ca să ne protejăm cetățenii vulnerabili. Prelungirea plafonării, dar pentru cât timp? Ni se alătură jurnalistul specializat în energie, Ciprian Cherciu. Ciprian Cherciu, pare o veste bună, însă cât timp va dura această nouă plafonare, dacă ea se va aplica, așa cum spune domnul Ciolacu? Bună ziua! Dacă observăm cu atenție declarația domnului Ciolacu, vedem că ea încearcă să capete nuanțe post-electorale, ne apropiem de finalul alegerilor și nu vorbește despre plafonare pentru consumatori. Adaugă cuvântul, va continua plafonarea pentru toți consumatorii și adaugă cuvântul vulnerabil. Dar da, fără să spună ce înseamnă vulnerabil. Ce înseamnă deci, vulnerabil? Nu mai vorbim despre... E probabil o noțiune pe care domnul Ciolacu o ține secretă până după alegeri. Și probabil definiția asta va fi mai sofisticată, adică probabil consumator vulnerabil, care poartă șapcă și așa mai departe, până când nu o să mai rămână nimeni care să beneficieze de plafonare. Deci este clar nevoie de o schemă de plafonare pentru persoanele vulnerabile, adică cu venituri foarte mici, pentru că energia electrică este un bun de bază până la urmă. Și e normal să se întâmple lucrul ăsta. Problema pe care nu o discut este prețul energiei pentru piața liberă. Exact cum am mai spus și în trecut, o diferență de preț de 20-30%, adică în loc de, nu știu, să luăm un exemplu, în loc de 1 leu pe kilowattoră, un preț de 1,3 lei, 1,4, nu ar crea probleme foarte mari unei familii active, să spunem. În schimb, noi am avut situația în care din jocul de pe piața de energie, care aparent se vede că a fost destul de manipulat, am avut și prețuri de 4-5 lei, adică da, de 4-5 deci s-ar putea mai degrabă să fie un anunț negativ decât unul pozitiv. Mulțumesc foarte mult, Ciprian Cherciu. Ne vom întoarce asupra nuanțelor de campanie și a felului în care ne vor influența viața. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine la 12.